Bună seara! La două săptămâni după ce polițiștii i-au gazat și i-au tărât pe asfalt pe combatanții războiului de la Nistru, Igor Dodon l-a primit la Condrița și l-a numit șef pe șeful administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, președintele Transnistriei. O declarație care i-a atras acuzații de înaltă trădare din partea opoziției și nu este prima dată când președintele Dodon este învinuit de trădare, urmarea unor gesturi pe care le face în raport cu regimul ilegal din stânga Nistrului. În 2017, la scurt timp după ce a jurat cu mâna pe Constituție să apere suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a țării, el a depus flori împreună cu Krasnoselski la monumentul cazacilor din Bender, care în timpul conflictului armat de la Nistru, au împușcat în polițiștii moldoveni care apărau această palmă de pământ. Apoi intenționa să le dea medalii pacificatorilor ruși. Acum, după ce au izbucnit acest scandal, președinția încearcă să dreagă cumva busuiocul, susținând că expresiile utilizate țin de un context exclusiv protocolar și nu se extind asupra stării politice de facto privind statutul regiunii transnistrene. Cât de nevinovat greșește președintele când e vorba de regimul separatist de la Tiraspol, discutăm în această seară cu combatantul războiului de la Nistru, Constantin Covrig. Bună seara! Bine ați venit la noi, deputatul Oazu Năntoi și Valeriu Osalepi, ex-ministru adjunct de externe. Bună seara! Bună seara! Înainte să începem discuția pe subiectul și subiectele pe care ne le-am propus în această seară, vreau să vă propun să urmărim o scurtă declarație pe care a făcut-o Igor Dodon după întrevederea cu Krasnoselski. Сегодня состоялась очередная, седьмая наша встреча с Владимиром Николаевичем, с президентом Приднестровья, Отмечу, что первая встреча у нас была в начале 2017 года, и хочу, я думаю, что положительный момент, заметить, что за эти годы у нас есть постоянный плодотворный диалог. И мы делаем все возможное для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются жители на левом и на правом берегу Днестра. Сегодня мы обсудили довольно такой обширный, детальный список вопросов. Был комплексный, системный подход к возможным путем решения этих вопросов. Я обозначу некоторые основные. Мы сегодня обсуждали вопросы временных карантинных постов, вопросы телекоммуникаций, вопросы банковской системы, вопросы открытия троллейбусной линии Варница Бендеры Северной. Да. И вопрос уголовных дел, которые мы на каждой встрече обсуждали, и решаем эти проблемы. Эта седьмая встреча выделяется. И выделяется в ту сторону, что помимо президентов на ней присутствовали политические представители. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez, cred că dumneavoastră, domnule Năntoi, spuneți-ne dacă credeți că Igor Dodon l-a numit pe Krasnoselski președintele Transnistriei din greșeală? E chiar atât de neimportantă nuanța asta? La 26 mai 2013, la Chișinău, a fost organizată o conferință pretins internațională dedicată subiectului federalizării Republicii Moldova. Și înainte de conferința aceea, un tânăr deputat, Igor Dodon, m-a vizitat pe mine la Institutul de Politici Publice și mi-a înmânat broșurica. Aceea roșie? Da, da, da. Cu federalizarea? Cu federalizarea, scrisă da. De... Și dacă pornim de la ideea de stat comun din 8 mai 97, memorandumul semnat la Moscova, unde sunt doi subiecte egali, dacă Dodon pornește de la acel memorandum, păi s-au întâlnit doi președinți, a doi subiecte egale. Dar dacă renunțăm la această manieră ironică și ne aducem aminte că Igor Dodon a jurat pe Constituția Republicii Moldova, atunci în stânga Nistrului a fost comis cea mai gravă crimă, uzurparea suveranității de stat, și Vadim Krasnoselski ferește că nici de cum nu poate fi numit președinte. Și aici doar vreau să fac o remarcă. Igor Dodon a spus că a șaptea întrevedere, da? Da.
Spuneți-mi, vă rog, domnul președinte, dar ce probleme ai rezolvat tot timp de 7 întrevederi? Pentru cetățenii Republicii Moldova și în direcția reîntregirii țării. Nu, iată, de exemplu, mă uitam acum cum comentează presa servită Partidului Socialiștilor. Avem și de această presă. Da, am înțeles că sunt câteva, sau este un holding întreg. Dar mă uitam cum se pun accentele. Deci, analiști politici, întrevederea Dodon Krasnoselski a fost un succes. Da. Deci se încearcă cumva acreditarea ideii că, iată, s-a reușit anularea, deci după această întrevedere, 5 posturi ilegale care au fost instalate în stânga Nistrului de către separatiști au fost lichidate. Dacă îmi permiteți, eu îmi cer scuze pe urma și asta. Și treaba asta e prezentată așa. Nu, în opinia mea personală, președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu Krasnoselski pentru a cerșe voturi din stânga Nistrului în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamna anului curent. Asta cum s-ar întâmpla? Păi nu, Krasnoselski a fost presat de la Moscova, da? Deoarece aceste posturi, Igor Dodon este absolut, nu este deranjat de faptul că circa 50.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au probleme de circulație. Da. El se gândește la ceea că dacă vor fi aceste posturi, va fi nu știu cum incomod să transporte din stânga Nistrului, tot așa cum a făcut Plahotniuc la 24 februarie 2019, să-i transporte pe alegători contraplată ca să-i asigure victorie. În sensul ăsta? Da. Aha. Că o altă variantă pe care am auzit-o, cred că de la Igor Munteanu, spunea că s-ar negocia cumva ca chiar să fie deschise secții de votare în stânga Nistrului. Asta e prea din calea afară pentru status quo care există astăzi și eu personal nu cred. E prea puțin probabil, să spunem așa. Am înțeles. Domnule Covrig, dumneavoastră, uitați-vă, când vedeți aceste declarații făcute de șeful statului pentru care dumneavoastră, camarazii dumneavoastră, au luptat în 1992, când vedeți aceste declarații, când vedeți... Chiar sunt curios. Și atunci, în 2017, când a depus flori la monumentul cazacilor, dumneavoastră, ce simțiți? Să începem de la faptul că pe Igor Dodon nu mai e bagă nimeni în seamă și dumnealui vrea să iasă în evidență prin niște declarații de ochiate care au făcut-o și zilele trecute. Este un președinte care este blocat la Condrița și la Golercani, care nu are acces nici la o cancelare de peste hotarele ministrului și prutului. Și în campanie electorală care el a intrat odată cu pandemia, el încearcă să iasă în evidență. Clar că pentru noi regiunea separatistă transnistriană nu este altceva decât un instrument de presiune al Federației Rusiei asupra noastră, asupra Moldovei. O regiune prin care ulterior șmecherii au spălat mulți bani, prin intermediul care și-au făcut capital serios. Vârful s-a trecut de parcă acum, nu se întâmplă. Și acum la fel. Și v-aș spune că această regiune sicionistă, separatistă, plină de tâlhari, există datorită bugetarilor din dreapta Nistrului. Dacă să ne amintim cum în anii precedenți cumpăram energie electrică de la 2-3 furnizori, acum cumpărăm numai de la stația de la Cuciurgan. În afară de faptul că ei mai posedă și ștampila Vamala Republicii Moldova, să ne mai amintim și faptul că 60% din producția internă regimul separatist îl exportează în Uniunea Europeană, plus schemele cu metalul, cu spiritul, da, cu țigările și altele, asta nu este altceva decât o zonă gri de care se folosește actuala și precedentele guvernări. Dar faptul că noi am luptat pentru această palmă de pământ, ca ulterior Igor Dodon, prin ministrul său de interne, să tăvălească veteranii, eroi acestei țări, să-i tăvălească cu fața în asfalt în fața președinției și a Parlamentului. Asta nu este altceva decât un război declarat deja. Cui? Declarat nouă veteranilor și declarat întregii țări. Pentru că prin faptul că ne-au bruscat, ne-au gazat,
au fost bătuți veteranii, el a vrut să arăte din deget întregii națiuni, să spună că cine face ca ei, ca ei o să pățească și să dea de înțeles că mai bine să stăm ca niște mielușei și să nu ridicăm vocea. Dar Igor Dodon acum face sau extrage suge din deget niște probleme ca ulterior să le rezolve și să spună că uite ce bravo am fost eu. Această problemă transnistreană de mult putea fi rezolvată prin metodele care am spus eu, prin o negociere și o înțelegere foarte bună cu statul vecin Ucraina, prin niște posturi vamale comune și atunci cred că da, s-a mai încercat chestia asta și știți că s-a început blocada economică, vor să... e catastrofă umanitară. Trebuie un control și n-a mers. Al cotarilor țării. Domnule Nagacevski, Ustalep, m-a uitat azi la o declarație pe care a făcut-o domnul Nagacevski și mi s-a întipărit. Trebuie să mă gândesc ce asocieri faci. Nu vă gândiți la asta. Vroiam doar să vă întreb, pentru ce credeți că îi trebuie lui Igor Dodon atât toată chestia asta cu... într-un fel, avantajat pe liderul separatist în această discuție pe care a avut-o, în această apariție publică după discuția pe care a avut-o, ca să zic așa. Și chestia asta, din punctul meu de vedere, cade foarte prost din punct de vedere electoral, sau nu? Dodon e în funcție de stat undeva de vreo 15 ani. Poate el și-a devenit politician, dar în sensul rău a cuvântului, moldovenesc, eu aș spune. Dar el nu a devenit niciodată nici președinte a Republicii Moldova și precis nu a devenit om de stat. Ceea ce, de exemplu, pentru mine, e o noțiune cu mult mai net superioară chiar și funcției președintelui. Noi asta toți am văzut, nu trebuie nimeni, cred că, să aducem mari probe. Dodon, în majoritatea subiectelor, este incompetent. Asta este absolut clar. Eu nu știu niciun subiect care el să iasă, de exemplu, să nu citească de pe foaie sau să-i spui el oriunde și vorbești, el pe mine greșește. Pe lângă faptul că el e incompetent și nu înțelege ce vorbește, el se orientează nu spre realizarea unor sarcini de stat, că eu cuși în timpul emisiunii, numai decât o să vreau să vorbesc, că dacă ați ales azi un subiect așa de complicat, nu putem să ne limităm strict la niște incompetențe al de Dodon. Aici e un subiect la nivel de stat și trebuie să ne gândim care sunt toate structurile responsabile, deși noi nu ne mișcăm în această direcție în general. Dar pentru Dodon, tot ce face el, e îndreptat spre o singură sarcină. Să mai realeagă încă o dată președinte. Absolut, păi, oricare exact acțiune. Asta ziceam. Da, păi, mă, și noi ajungem. Că oricare acțiune lui, mai departe, tot ce face el acum, e îndreptată spre realizarea acestui scop. Inclusiv, atât ce a spus colegul nostru din studio, eu nu pot să nu remarc așa un fel de pseudo-agresivitate care o resunt în ultima perioadă din partea Serviciului Informației Securitate și Ministerului de Interne. Ultima dată eu și sentimente am avut undeva vreo an jumătate în urmă, când deja iureau complecte, deja fiecare care nu era de acord cu puterea, automat era spion și așa mai departe. Ceva de genul ăsta, în ultima perioadă s-a pornit și eu confirm că mai multe indicații referitor la aplicarea forței, că asta nu e unicul caz. Dacă vă aduceți aminte, vreo lună în urmă... 31 mai, mai precis 31 mai, la fel am fost gazați și tăvăliți. În fața guvernului când a fost? Nu, în fața guvernului. La intersecția străzii Sfatul Țării cu Bulevarul Ștefan cel Mare. Și vreo lună în urmă primarul de la Contrița, dacă nu greșesc, Donică. De asemenea, acolo a fost o aplicare forței absolut disproporționată. El, pur și simplu, protesta acolo și a venit vreo 10 și l-a tăvălit acolo. Asta, de asemenea, indicația a venit direct la Dodon. El vrea să demonstreze că el o să aplice forța și noi toți trebuie să ne temem de dânsul. Acum eu pas cu pas ajung la ideea. Dodon nu a scăpat de vreo două ori niște fraze care eu am observat că nu tare au fost remarcate de presă. Că el, dacă să se înainteze, în ghilimele eu mă spun, pentru sarcini majore, și de exemplu sarcină majoră ar fi soluționarea problemei transnistriene. Iar? De râsul găinilor, da. El cum își imaginează, deoarece alte propuneri el nu prea are și să ne facă și să ne spună el că s-a ocupat ultimii 4 ani. El își imaginează că dacă el vorbească despre integrare europeană, el nu poate vorbi, despre Uniunea Euroasiatică el nu poate vorbi, despre economie el nu poate vorbi. Și atunci el și-a ales o temă despre care nimeni nu înțelege, ceva major, ceva scazăcină velică. Și iată, el are de gând, cum el crede, să mintă oamenii că sunt progres în domeniu. Este că 7 puncte ce le-ați ascultat. Domnul Antoi, nu știu dacă în timpul emisiunii, că eu nu înțeleg, sau înainte a spus.
Dar care din punctele este, măcar ceva, sau de astea șapte întâlniri, da? Dar ceva, da, da. Este concret, 7 ori te-ai întâlnit, asta e bun. Dar hoi 24, dar măcar 32, nu ne interesează numărul, un rezultat care să fie palpabil în interesul țării noastre. Nu există niciunul. Și de asta gafă care o comis-o, eu nu-s convins, de exemplu, că e făcută din greșeală. De părere mea, de exemplu, că asta e făcut intenționat. Precum deci, și unele... dacă ați văzut, ați urmărit atent video, el la un moment dat îl numește pe Krasnoselski și patronimicul și după asta face o pauză de vreo secundă după care îi spune prezident Pridnistrovie. Adică el putea liber să nu mai spună prezident Pridnistrovie. Nu, a ținut neapărat să spună. Da, dar asta nu e, este un șir de acțiuni în ultima perioadă care se întâmplă. Istoria asta cu Moldova Gaz, decizie, da? Și cu Gazprom, cu aceste 7 miliarde care nimeni nu poate să explice clar. Și-o decis Moldova Gaz? A cui datorie și? Da. Deși Moscova spune una, dar aici se prefac morți în popșoi, da. Cu sașii plini. Și sunt un șir de alte acțiuni foarte, foarte dubioase. De fapt, mesajele astea sunt îndreptate nu mie cu dumneavoastră. De fapt, mesajele sunt îndreptate în altă parte, unde el a pierdut credibilitatea. Alegătorilor lui sau no, nu? Nu, Kremlin. Kremlin. Care, el, pe dânsul cont, nimeni nu-l primește și nimeni nu-l acceptă. El n-are și o întâlnire, dacă observați. Bun, dar în cazul ăsta, eu nu cred că Rusia rămâne fără miză electorală în Moldova și de aici totodată îl dă la o parte pe Dodon. Nu, vă grăbiți, poate să discutăm asta, dar este puțin mai complicat. Eu vorbesc pe fapte, nu pe... Vedeți, în ultima jumătate de an, Dodon, de când? Prin toamna anului trecut, deci a acaparat toată puterea și s-a întâlnit vreodată cu Putin. No, nu, el stă în pandemie, în izolare. Ba mai mult. Anul trecut, când toată delegația, toți parlamentarii socialiști au stat o săptămână în hotel în Moscova. Da, da. Dodon nu a fost chemat acolo. S-a discutat numai cu fracțiunea socialistă. Mesajele este transmise altcuiva, dar el poate să le transmită cu același succes unui copac din Condriță. Pentru că deja e cam clar miza lui, dar pe mine în ultimul rând mă interesează sprijinul lui de psihotare. Asta e ultimul, eu asta spun de 10 de ani și toți care sunt studiori, voi știți că eu întotdeauna a fost împotrivă la sprijin de psihotare. Da, da, da. De unde n-ar veni, de acolo sau de acolo? Dar și că el, de exemplu, s-a compromis definitiv în ochii oricui, și de pe stânga, și de pe dreapta, și cum, și el nici cum nu mai poate fi președinte. Și el, cât eu mai rămas lui ce două luni încă agravează așa de serios poziții lui, că el doar, eu înțeleg dacă ar vorbi, cum am spus eu, politician în sens rău a cuvântului Dodon. Nu, fă și vrei, dar te-ar vota nu. El în funcție de stat și asta e problema. Da. Da, opoziția, vreau să întreb, domnule Nantoi, opoziția are de gând să inițieze o procedură împotriva lui Igor Dodon? Iată, după atâtea cazuri numai legate de Transnistria, că el mai are și altele. Dar eu totuși vreau să revin la următorul moment. Stimați colegi în studio, stimați telespectatori, mai mulți ani în urmă eu am constatat că subiectul transnistrian a decăzut din focarul opiniei publice din Republica Moldova. Adevărat. Da. Trebuie și eu, pentru mine, mi-am scris niște teze, cum le-am numit eu, le-am tradus încă în vreo câteva limbi, și primul aliniat din tezele cele era definiția problemei. Ce este conflictul transnistrian? Uh-huh. Înțelegeți? Doar fiecare spune conflict transnistrian și ar putea să aibă în vedere cu totul altceva. Uh-huh. Da? Și în opinia mea personală, fenomenul care noi îl numim conflict transnistrian este un conflict între proiectul de edificare a statului Republica Moldova în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională cu interesele geopolitice ale Federației Ruse și interesele clasei politice corupte din Republica Moldova. Clanul mafiot, mai da, nu știți... Clan mafiot, asta nu neapărat, deci, spre regret, aceste clanuri stau în funcție de stat, cum a menționat domnul ăsta. Cel mai bun business iată, în ziua de azi este... Da, și iată, uitați-vă ce se întâmplă. 30 de ani, la 2 septembrie, la Tiraspol va avea loc paradă, tralala, deci 30 de ani au trecut. Ne uităm în Constituția Republicii Moldova, articolul 66.d. Parlamentul decide asupra priorităților politice interne da. Și externe. Arătați-mi, vă rog, un document votat în Parlamentul Republicii Moldova pe durata acestor 30 de ani, care ar putea fi o călăuză pentru executiv și pentru societate. Asta este direcția în care noi mergem, asta e angajamentul nostru politic. Iată, după ce depășim, realizăm aceste etape, noi vom avea o țară integră, respectată pe interior, pe exterior și vom face drujbă și cu Moscova, și da. Cu Bucureștiul și cu tot.
Așa ceva nu există, asemenea abordări. În principiu nu există. Au fost niște zvâcniri, lăsăm anii 90 atunci, da, pe timpurile lui Voronin. Da? Mi-amintesc, da? Acea lege votată. Lege din, a fost zvâcnirea cu Federația Asimetrică și memorandumul Cozăc și pe urmă a fost lege după asta a fost din 22 iulie 2005 cu privire. Da. Dar și lege ce e, stimați colegi, vă aduc aminte, ea nu a fost o inițiativă moldovenească, ea a fost o consecință a planului Iușenco, care a fost prezentat la 16 mai 2005 la Viniță. În conformitate cu planul Iușenco, Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte o lege, care lege cadru, înțelegeți? Aha. Și noi acum discutăm despre o problemă care este vitală pentru statul ăsta. În opinia mea, ceea ce numim noi Transnistria este o tumoare canceroasă care nu poate fi extirpată. Înțelegeți? Noi suntem condamnați. Noi trebuie să tratăm această tumoare. Dar noi ne prefacem că problema nu există. Și trec decenii, trec. Statul degradează proiectul statalității. Iar noi discutăm cine e Dodon. Dodon este o nulitate. Înțelegeți? Probabil în intenția problema, lui. Domnule Năntoi, da, problema este că această persoană despre care spuneți dumneavoastră este președintele Republicii Moldova, care are niște atribuții. Dacă îmi permiteți, două fraze vreau și să spun. Și în momentul acesta, din câte toți știm, acest personaj politic, da, controlează majoritatea și guvernul Republicii Moldova. Da, iată majoritate. Ne uităm pe pagina oficială a Partidului Socialiștilor. Și ce vedem acolo? Planul de federalizare. Federalizare. Negru pe alb sau roșu pe alb, da? Da. În strictă contradicție cu Constituția Republicii Moldova. Cine este deranjat de lucrul ăsta? Eu am încercat să abordez tema asta în Parlament, ei o leac s-au deranjat și mergem înainte, că înainte a fost mai bine. Cu adevărat, un președinte de țară, el trebuie să devină un lider moral al națiunii și trebuie să consolideze societatea, inclusiv pentru ca să fie rezolvată această problemă. Dar Igor Dodon este o nulitate și este un om mincinos care minte de fiecare dată. Bun, întrebarea era dacă dumneavoastră porniți această procedură noi împotriva pornim, lui. Noi pornim procedura de înlăturare a lui Igor Dodon din funcția de președinte prin alegeri pe cât posibil libere și corecte. Până atunci, da. Nu, dar păi ce? Ce? Nu vă supărați. Păi, știți, oamenii care ne privesc așteaptă acțiuni din partea opoziției. Da, înțelegem că a rămas foarte puțin timp până la alegerile prezidențiale. Știți, și alegerile sunt o modalitate de a înlătura. Dacă ar fi trecut moțiune de cenzură, atunci ne-am fi apucat de Dodon. Nu, cum să vă spun? Imediat. La nivel de declarații, nicio problemă. Poți să faci declarații tăioase, numai că domnul Igor Dodon, în repetate rânduri, a demonstrat că el este absolut cinic. Pe dânsul absolut nu îl deranjează cei ce vorbește lumea, alegătorii, cetățenii, deci despre el. El are un scop. Puterea, banii. Banii, puterea. Atât. Da, asta e un plan, probabil, A, B, C, al lui Igor Dodon, de a rămâne în funcție. Probabil că în momentul când o să vadă pe viu că el pierde, o să aplici și planul A, Transnistria, agravarea situației, ceva naționalism, ceva un conflict undeva în posturile astea, ceva ar să ne împingă pe noi sau, eu știu, pe altcineva, ca să intrăm în conflict cu Firească Dumnezeu, noi nu ne dorim, ca ulterior el să motiveze strămutarea alegerilor. Ori planul pandemiei, vedeți că noi suntem în pandemie. Planul pandemiei tot este un plan și îl tentează, desigur, să desigur amâine alegerile pentru planul intern. Îmi cer scuze, mai ales că Trump a lansat aceeași idee. Da. Probabil că e băut ceai împreună. La Condriță. Da, la Condriță. După Crăsnoselski l-a primit pe Trump. Probabil că pe interior el dorește o confruntare. Că ceea ce am văzut noi pe 2 martie, pe 31 mai și pe 16 iulie, un simplu protest a unor grup de veterani, câți eram acolo, câteva sute, câteva mii, nu mai contează, care nu costa nimic, nici pe premier, nici pe președintele Parlamentului, nici pe majoritatea parlamentară, să ne invite, să discutăm, să vadă ce am desenat noi pe hârtiile astea și dacă este relevant ceea ce am scris noi. Nu, ei au mers special la o confruntare. Și acel cort banal care am vrut să-l aducem în piață a servit pentru ei un temei atât de serios,
că au aplicat forța. Acea intervenție în forță a fost ciudată din punctul meu de vedere. Păi, eu asta știți în contextul politic pe care vrea să promoveze Dodon înainte de alegeri. În momentul când el o să vadă că pierde alegeri, eu o să merg la orice confruntare. Cu stânga, cu dreapta, cu transnistrienii, cu pandemia, nu contează, cum a spus domnul Nantoi, pe el îl interesează puterea. Dar noi, veteranii, o să continuăm să ne... Da, acum, Igor Dodon și Krasnoselski, ei lucrează în tandem sau oamenii ăștia totuși sunt rivali într-un fel? Eu aici, ca să vă răspund la întrebare, trebuie să extind că eu, ce s-a spus domnul Nantoi, eu puțin mai înainte, când am vorbit despre asta, de fapt, am vrut să spun, că este o problemă în Moldova, că unicul și ultimul pe care eu îl țin minte, care au avut viziune, de fapt, viziune, eu nu spun bună sau rea, greșit sau corect, dar eu vedeam viziune, este președintele Voronin, după 2009, eu n-am mai văzut, suntem 11 ani, o forță politică, un lider politic, un grup, nu contează, care să formuleze și el puțin o viziune. O viziune asta nu e o propoziție. Nu pot spune, trebuie să rezolvăm. Sau federalizare sau nu federalizare, asta nu e viziune. Ne mai vorbim că în Parlamentul Republicii Moldova, aduceți-vă aminte că în ultima dată au avut loc și-au puțin niște audieri publice. Nu, haideți, dacă ajungem la Voronin, nu trebuie să uităm și tensiunile care le-a creat Voronin atunci când... Dumnezeu, vorbiți de 15-17 ani în urmă. Eu doar nu insist acum, nu ducem drumul spre... L-ați lăudat și lumea nu o să înțeleagă dacă eu nu o să reacționez. N-am vorbit de laudă. Voronin a fost cel care a plămădit federalizarea și care a adus prima dată ideea asta. Este unicul om pe care eu ne-l aduc aminte cu viziune. Am înțeles. Am depășit. Mergem mai departe. Diferit. În ultimii 10 ani, o audiere publică în Parlament pe problema transnistriană. S-a auzit vreo de așa? Da, am impresia că au fost. Eu nu țin minte. Dar pe cine l-a ascultat? Domnul Balan n-a fost audiat? Vreau să-l susțin pe domnul Stălep în sensul celălalt că nu e suficient să organizeze audieri. Corect. Eu vreau să dezvolt ideea. Depinde și nivelul audierii. Corect. Am înțeles. Pentru că eu de la asta vreau să încep. Dumneavoastră, cu greu vă aduceți aminte în general de cineva și nici nu vă aduceți aminte. Dar e vorba, nu de audieri în 10 ani. E vorba să fie propusă, să fie discuții. O strategie. O viziune. Că aici nimeni nu poate să spună că un prim-ministru, un președinte sau oricare viceprim-ministru, cum îi numesc acolo, el numai decât are dreptate. Aici trebuie toată societatea, toate părțile, să ne criticăm unii pe alții, să ne mai certăm, să avem viziune, ne mai vorbim, trebuie să ascultăm și spune și oarecum, n-avem cum să luăm în considerație, și spun oamenii din Tiraspol și mai departe. Dar asta nu se face. Politicienii evită subiectul ăsta. Pentru că ei generează agenda lor care înseamnă miliard. Asta, nu, corect, dar asta mai înseamnă și altceva. Ei nu așteaptă de acolo voturi, ei nu înțeleg ce au de la subiectul ăsta decât probleme și ei vor să fugă de subiectul ăsta. Nici Comisia pentru Securitate a Republicii Moldova, a Parlamentului Republicii Moldova, eu n-am auzit în ultimii 10 ani să lanseze nici politicieni, nici partide. Și că asta nu e în interesul nimănui. Eu acum nu vreau să critic cei de la guvernare sau din opoziție, dar faptul că opoziția, care n-ar fi, că doar să mai schimbă cu lucruri, niciodată nu utilizează, măcar din punct de vedere politic, să vină cu viziuni și să propună audiere, și mai pentru mine mult înseamnă. Ziariștii, practic, n-abordează subiectul ăsta. Noi și discutăm astăzi subiectul acesta, fiți de acord, numai din cauza că o trăsnită este alată, da? Dar dacă nu era subiectul ăsta, noi discutam cu dumneavoastră și alte chestiuni. Uitați-vă, toată lumea zice că subiectele de genul ăsta nu sunt suficient, nu se vând, cum zicem noi, da? Păi vreau să vă zic că se vând. Mă uit la audiență, cel puțin pe Facebook în momentul ăsta, este destul de bun. Înseamnă că subiectele astea, totuși, pentru o anumită parte a populației, prezintă interes. Faptul că noi nu le discutăm, este și vina noastră a jurnaliștilor. Dar mai degrabă piatra e în grădina politicienilor. Da, e tuturor, pentru că sigur că această problemă, ca și problema, de exemplu, agricultorilor, sau problema economiei sau industrializării, asta e bătaie de capă și nu e așa de sexy, cum să vorbim despre integrare europeană, despre tancurile rusești și așa mai departe. Să repede discurcă acolo în cele studiouri. Dacă îmi permiteți. Scurt și mergem mai departe. Foarte laconic. Pe durata existenței acestei probleme, a fost și faza când a existat un interes, a fost și faza când mai multă lume discuta posibile căi de soluționare a problemei, viziuni, diferite viziuni. Pe timpuri au fost organizate multe conferințe internaționale și nu vreau să mă ascund după opinia cuiva, dar nouă ne era foarte interesant, cunoscători a realităților de aici, să discutăm cu colegii din Uniunea Europeană și să le punem, formulăm lor niște întrebări incomode, deoarece, da. Și vreau să vă spun că, în ultima instanță,
La începutul anilor 2000 s-a coagulat un grup de persoane, de experți, care, în opinia mea personală, dacă ar fi existat un dialog cu clasa politică, se putea de pus pe masă ceva realizabil și serios. O frază doar, strategie 3D, asta eu zâmbesc ironic. Dar, o cunoaște toată lumea. Da, în jurul ei s-au coagulat acel grup de experți care discutam. Mai mult, sunt politici sectoriale care noi le-am elaborat. De exemplu, soluționarea conflictului. Ministerul Educației trebuie să aibă politici de integrare a sectorului educațional din stânga. Trebuie să știe câți copii, câți pedagogi, care structură, etc. Economia, fiscul, asta, protecția. Pentru asta e nevoie ca la Chișinău să avem oameni cu gândire de stat, cărora să le piese studiile astea deja sunt învechite, ele au fost scrise în 2011. Înțelegeți? Și pe urmă a fost un caz în 2011, eu am câștigat concursul la PNUD și am scris conceptul strategiei naționale de reîntregire a țării. Așa. Și când am venit eu la guvern, n-am să spun la cine, știți care a fost reacția? Oazu, ce ai scris tu și o spun rușii. Așa, spun rușii. Da. Da. Și mai scurt, eu vreau să spun că revin la început. Este o problemă dramatică pentru perspectiva statului Republica Moldova. Noi degradăm ca stat. Și acele, domnul Stelep, am încercat cel puțin eu în Parlament să abordez problema asta, dar vă spun că societatea noastră, nu știu cum este, deja ne-am... Da, s-a distanțat de subiectul ăsta cumva, din păcate, care e o problemă, trebuie să recunoaștem că e o problemă mare. Luăm publicitate și revenim. Revenim la discuție. Am văzut unul din aspectele discutate la întrevederea Dodon Krasnoselski se referea la tematica bancară. Nu am reușit să obțin multe detalii despre ce s-a discutat acolo, dar am văzut îngrijorările exprimate de fostul ministru de finanțe, domnul Negruță, care insistă că entitățile bancare din stânga Nistrului, spune ei, trebuie să se înregistreze și să fie licențiate pentru activitățile lor exact ca toate celelalte entități bancare. Adică mă gândeam dacă probabil domnul Negruț are niște semnale. De asta vorbește despre lucrurile astea și dacă nu ne-am putea pomeni la un moment dat că ai noștri legalizează cumva sistemul bancar transnistrian. Și trecem la rubli transnistrieni. Mai știți? Că eu mi-amintesc primul interviu pe care l-am avut, nu eu, dar colega noastră la Deutsche Welle, de la redacția rusă, după alegerile prezidențiale din 2016, domnul Dodon declara că noi în genere nu avem nevoie de armată, nici de o parte a Nistrului, nici de altă parte a Nistrului. Deci că n-ar fi o surpriză să ne pomenim și cu situații mai deocheate din partea domnului Dodon. Iată, cine vrea să vadă circ, de exemplu, 8 februarie 2017, când domnul Igor Dodon, proaspăt președintele Republicii Moldova, a fost la statul major al Alianței Nord-Atlantice. Da. Atunci el așa de înrăsputeri se strădea să demonstreze că Moldova n-are nic cu NATO-ista. S-a făcut de râs, înțelegeți? Dar, mă rog, la noi... Ideea ce complicată asta... clownii au rămas. Nu, dar ceea ce se întâmplă, înțelegeți, pornim de la definiția ceea care eu am menționat. Clasa politică coruptă din Moldova este una dintre pietrele de temelie a acestei probleme. Deci, haideți să ne aducem aminte câte miliarde de dolari s-au făcut prin contraband. Eu țin minte anul 98. Eu am luat de la Departamentul Vamal informația care volumul mărfurilor accizate aduse pe teritoriul Republicii Moldova și care volumul mărfurilor accizate tranzitate prin teritoriul Republicii Moldova fără a plăti accizele și taxele vamale în stânga Nistrului. În situația când atunci, cine ține minte, pensiile se plăteau, cum spunea lumea, cu doi călioși pe un picior, da?
Evaziunea fiscală era de 80 de milioane de dolari taxe vamale și 70 de milioane accizele, ceva de tipul ăsta, 150 de... De 6 ori mai multe mărfuri au fost declarate tranzit în Transnistria decât au fost aduse pe malul drept. Da. Era un business groaznic de proporții din contul sărăcirii populației și pustiirii bugetului țării. Asta a fost 98. De atunci câți ani au trecut? Miliarde s-au făcut. Și ce s-a schimbat? Exact, și schemele au funcționat? Mai departe, anul 2008, vine Uniunea Europeană cu regimul asimetric de preferențe. Noi suntem generoși, poftim, veniți, exportați. După cum a menționat colegă, ei vreo 70 sau 80% merge pe piața Uniunii Europene, 12% merg în Rusia, da. Restul da. Eu știam de 64-66. Da, da, da. Dar spuneți-mi, vă rog, ei măcar un bănuț plătesc în bugetul Republicii Moldova? Nimic. Cum de adică? Ei nu plătesc nimic, lor le ajunge pentru a avea MGB, pentru a avea Delta, pentru a avea interne, pentru gaz ieftin, practic gratis. Nu gaz ieftin, gaz gratuit, unde gazul, ei colectează niște resurse financiare din contul tarifelor simbolice, pe un cont special, care merge la susținerea, întreținerea acestui regim. Domnul, iar datoria față de Gazprom crește. Da. Eu cer scuze că vă întrerup. Noi sunteți participanți la discuție. Numărate discuții cu premier Chicu, cu mulți... N-avem oameni buni, de unde bani? Avem pensii de plătit, avem salarii la medici. Dar uitați-vă dumneavoastră numai ce ați menționat acum, că acolo trăiește ca în comunism. Păi nu chiar mai multe. Bine, dar... nu se plătesc ceea, nu se plătesc celălalt, gazul ieftin, lumina ieftină. Păi vreau să vă spun mai mult, că acolo veteranii nu ies în piață să protesteze că nu au niște indemnizații, nu au niște scutiri sau nu au altceva. Acolo un veteran de război, care am fost noi în război cu ei, care au împușcat în noi, probabil și noi în ei, acolo se dotați de toate. În jur de 3.000 de lei lunar, în afară de niște scutiri la plata facturilor, niște scutiri la transport și restul. Păi bine, un regim separatist care trăiește, care parazitează pe spatele nostru, care noi am oferit ștampila vamală, care noi cumpărăm 100% toată energia de acolo, de la ei, care noi încă nu știu ce mai facem ca ei să trăiască bine și frumos, ei au de unde plăti. Noi nu avem de unde să plătim la niște veterani, niște polițe de asigurare, că ei spune, dar noi nu avem atâția bani să plătim polițe de asigurare. Stați o leacă, voi nici nu știți câți veterani avem. Voi nu cunoașteți câți veterani necesită aceste poliți. Pentru că majoritatea din ei sunt veterani ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Apărării, care deja au poliți pe viață. Mai sunt care sunt încadrați în câmpul muncii, care iarăși sunt asigurați cu poliții de asigurare. Bun, vorbim de cei 2.000-2.400 de veterani care, dacă o procuri, până la 31 martie, adică sine costul unui foi, e până la 1.200 de lei. E până la 1.200 de lei. Asta e mult? E mult să plătești câteva milioane unor veterani care au stat la baza formării acestui stat. Au apărat cu arma în mână. Bine, nu m-am dus eu de capul meu. Nu s-au dus acei voluntari de cap lor. A fost un ordin. A fost înrolați. Până la urmă, cu ce faceți mai departe, veteranii? Vom continua să protestăm, vom continua să ne cerem acele revendicări care nu sunt atât de exagerate după cum vorbesc ei. Noi le-am dat și niște idei de unde ar putea să facă niște economii. Că reforma teritorială administrativă în domnul Natoi, probabil că știi mai bine, din mânecă din bugetul stat, cred că este 1.600.000.000 de anual. Eu îmi cer scuze, ați menționat că domnul prim-ministru a spus că nu știe de unde se iei bani, da? Eu pot să vă aduc un alt exemplu. În calitate de temporar deputat, eu am scris un demers domnului prim-ministru și ați spus despre Cuciurgan, unde am spus că problemele de securitate energetică sunt foarte șubride în cazul Republicii Moldova. Iată, centrala de la Cuciurgan figurează pe site-ul companiei rusești Interrao S în calitate de active în afara țării, în afara Rusiei, în Transnistria. Și am adresat o întrebare prim-ministrului Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, cine este proprietarul de iure a centralei de la Cuciurgan? Nu știu. Și nu cred că va răspunde. Noi, în afară de faptul că... Mi-a răspuns câteva instituții, dar pe lângă. Nimeni nu mi-a răspuns. Spuneți, vă rog, stimați colegi, cum se poate că într-o țară independentă, avem 30 de ani de independență, să nu fie o pagină de istorie
în manual de istorie, în curicula școlară, o pagină despre acel război. Asta e una din reivindicările dumneavoastră. Vă rog, dumneavoastră, că nu că manipulați, dar folosesc de multe ori conflictul transnistrian. Eu aș spune că conflictul poate fi între doi vecini. Conflictul, știți, acolo e niște chestii mai mărunte. Acolo unde se împușcă, și se împușcă din tancuri, da, din virtualioate, din artilerii grea, au fost război. De ce nu ies în curicula școlară? Noi nu am avut până acum Ministerul Învățământului. Niciun guvern nu a insistat. Noi acum insistăm. Noi insistăm. Deci asta e una de revendicări. Una de revendicări ca în curicula școlară, în manual de istorie, în alte manuale, să fie reflectat acel eveniment. Da. Copiii nu cunosc. Copiii care deja au 20 ceva de ani, nu cunosc ce a fost. Tată, da, mai crescut o generație care nu știe ce a fost. Chiar avem nu un știe. Gol. Iată, generația noastră pleacă, că toți avem peste 50 de ani, pleacă, în spatele nostru rămâne un gol. Un vid. Da. Vreau să mergem un pic mai dinamic, că vreau să discutăm și alte subiecte. Am văzut unul din subiectele pe care spuneai că l-au dezbătut, se referă la dosarele penale. N-a precizat despre ce fel de dosare penale și nu știu dacă este vorba de dosarele penale inițiate de procurorii moldoveni împotriva unor reprezentanți ai regimului separatist. Despre ce fel de dosare este vorba, domnule Ostare? Domn Vitali, eu n-am cum să ghicesc, în general nu iubesc să ghicesc, mai ales așa șifrograme pe care le lansați Dodon, că el sigur nu înțelege ce vorba. Dar ce treabă are Igor Dodon să discute cu Krasnoselski despre o chestie care ține de dosare penale? Este adevărat, că e o depășire a competenței. Asta e precis, ca formulare, vedeți că el cam toate punctele și-o depășit al competenței. Așa, uleac procuror, uleac judecător, uleac doctor. Și Banca Națională la fel acolo. Uleac banchier, de toate câte uleac. Președintele Republicii Moldova n-are dreptul să discute de un dosar penal nicăieri în general. El n-are dreptul nici măcar să expună punctul lui de vedere, că asta e competență strictă a organelor de drept, nemai vorbind în așa situație dubioasă cum despre care în contextul în care dumneavoastră vorbiți, dar eu puțin vreau să adaug la domnul Nătoi, când a povestit și colegul nostru, domnul Covric, spunea despre beneficiile acestui conflict, dar este adevărat că beneficiază toți, și politicienii din Republica Moldova, și mulți oameni de afaceri aici. Eu atrag atenție la niște structuri speciale care noi trebuie să se ocupe de subiectul. Aparatul este reintegrării, că tot al numesc așa, că nimeni sunt ba minister, ba aparat, cât să fie acolo, câți oameni, cu ce se ocupă, în bază la și documente, și tot ce tovărăciu, cum a venit un ministru sau o persoană, după simpatie lui propriu, el zghidează de documente, dacă da de care. De legea din 2005, eu nu cred că eu citit-o vreodată. Dar dacă și-o citit-o, nu cred că se ghidează. Și la lucru se referă și că asta e executiv. Ei, de fapt, ceva acolo pun pe masă, niște documente, ceva pregătesc. Uh-huh. Dar când ei fac asta, ei, care-i logici supun? Care-i logica acestor mișcări? Cine le determină? Cine le dă mandat? Parlamentul? Eu, deoarece parlamentul nu discută asta, înseamnă niciun mandat nu le dă. Guvernul, prim-ministrii la noi, Republica Moldova, eu asta spun de mulți ani. Și atunci trebuie exagerat că prim-ministrul Republica Moldova, el cum vine, el deodată automat, el nu știu cum e specialist, el și în economie, și în securitate, și în politică externă, это же бред. El, dacă până ieri niciodată nu știu nimic de politică externă, de unde el mâine începe a lansa idei serioase, viziuni, lui eu pune pe foaie, că așa e duci când dumneavoastră aveți foiță. Da, la foaie ce așa, cine scrie? Eu spre asta și merg. Lui eu scrie tot așa care eu scris-o și ieri și alaltă și în 5 ani în urmă. Ei nu se schimbă cu locurile. Adică, ce vreau eu să spun? Adică, sunt niște oameni... Exact. Fix așa ești, care 10-15 ani, dacă care, vă uitați la... Este jocul Comisia Unificată de Control. Da. Dacă să vă uitați, cum sunt fix cele persoane, nu că de 15 ani, eu mă tem să mă gândesc, nu fie și majoritatea. Majoritatea. Știți cine e președintele Comisiei Cucului? Tu? Dacă se spune. E un general născut în 1936, care el habar nu are pe ce lume trăiește și... Fix aceleași persoane care se cunosc de 30 de ani, care fac fix același lucru, scriu foițele despre care dumneavoastră mă întrebați pe mine. Serviciul de informație și securitate. În afară de ce e câteva două scandaluri și au avut i Bacu Vardanian, acela că el era agent și SIS-ului și MGB-ului, sau numai MGB-ului, numai ei știu astăzi. Am mus o mai în client în ultimele două luni cu Telegram canale, că cu altceva n-au s-o ocupat cu politică. Dar noi când vorbim despre contrabandă și multele astea, nu, nici de cum nu poate fi posibil, fără ca structurile de fost, Ministerul de Interne, SIS-ul, în mod special, să cunoască exact ce se întâmplă. Informația, ei o au. Vă dau Vrăvskaya naводка. И он интересовался в Войказиаришт, если же он вице-директор ЛСИС, Гуменюк, который мы на дрябта Лудодон.
Deși 15 lui 5 cu metri, tăță șefi la toate posturile vamale și reprezentanții SIS-ului la toate punctele de frontieră. Da. Asta din întâmplare? Eu am niște întrebări legate de chestia asta. Chiar o să discutăm după pauza de publicitate, discutăm și despre chestia asta. Nu a ratat Igor Dodon nici de această dată șansa de a elogia pacificatorii ruși. I-a numit garanția păcii și securității cetățenilor din zona de securitate. Aș vrea să ne oprim un pic la subiectul ăsta. Să ne spuneți care credeți dumneavoastră că este rolul pacificatorilor după 28 de ani de stat acolo. Eu, mă scuzați, nu văd niciun rol. Acești pacificatori au împușcat un tânăr cu câțiva ani în urmă, noi am protestat atunci la pod, care... Paciu, da. Da. Ce fel de pacificator dacă ei împușcă în populația pașnică? Ce fel de pacificatori care stau acolo între cine? Cine se bate? Cine se împușcă? Cine este război? Nu avem război. Bine, a fost o perioadă, un jumătate de an, un an de zile, iați taburile... Deci care este rolul lor în opinia dumneavoastră? Este o presiune asupra noastră, a tuturor, să ne arăți cine este stăpân în țară, pentru că acest război a fost evident pornit de Imperiul Rus și acum armata la fel e a lor, ca noi să nu ne luăm nasul la purtare, așa în ghilimele spus, avem pacificatori în coasta noastră care imediat, în orice moment, pot transforme... Dacă n-ar fi acolo, ce s-ar întâmpla? Nimic nu s-ar întâmpla. Un trăit pașnic malul stâng, malul drept, cum și-a trăit mulți ani până la ei. Și care o să trăim foarte bine, mersi și după ce o să plece. Aici, dacă pornim de la început, da, scurt. În anul 92, Republica Moldova a suferit o înfrângere militară și politică în raport cu Rusia. Federația Rusă a impus acel acord din 21 iulie 92, în cadrul căruia era fixată schema trilaterală a operațiunii de menținere a păcii. Federația Rusă, Republica Moldova și au fost legalizate trupele paramilitare. La acordul din cetarea focului. Nu, Nato, eu îmi permit să vă întrerup, pentru că noi nu am pierdut război, nu am pierdut la masa de negocieri, nu. Am pierdut Snegur în momentul când a semnat acel acord din cetarea focului. Noi Snegur era președinte de țară. Ne-a făcut treaba, noi intrașii ne-a făcut. Aici vreau să vă susțin în sensul acela că conflictul a fost importat, provocat din exterior. Câte tancuri a pierdut Moldova în acel război? Nu a avut niciun. Da, a avut. Deci, da, nu a avut, dar, dați, pierdut, dar nu, ei au pierdut. Dați-mi voi să formulez gândul. Conflictul nu este unul intern. Conflictul nu este cum încearcă unii între să oamenii de rând inoculeze. De pe malul stâng și malul drept. Conflictul artificial este conservat și acești pretinși pacificatori, unul dintre scopurile lor este conservarea conflictului, neadmiterea soluționării lui. Deoarece dacă, cum ați spus dumneavoastră, dacă ar fi dispărut acești pacificatori, oamenii cu asta ar fi fost plăcut surprinși că pot circula liber și nu încurcă nimeni. Corect. Și nimeni n-are de gând să ucidă pe cineva. Deci, tot așa cum, deci, lăsăm tema asta, e clar. Da. Pe timpuri era mii de studenți din stânga Nistru, lumea îmbla la toate instituțiile medicale aici, pe malul drept, se trata și așa mai departe. Și conflictul, pretinși pacificatori, este mecanism de conservare a conflictului. Alta este că, deoarece în urma războiului cu Ucraina, Rusia are probleme cu rotație. Rusia ce face? Circa 70% din cei înrolați în OGRV, în Gotru, este rusesc, da. Și în pacificatori, sunt locuitori din stânga Nistrului care au cetățenie rusească. Lor le se face instructaj cu ce se mănâncă găina Constituției rusești, ca să știe, deci, și sunt înrolați acolo. Este încă un indice a marasmului, deci a tot ce se numește conflict transnistrian. Este un business murdar, în condițiile impotenței politicienilor de tipul lui Dodon, care este și agent rus. Vreau să mergem un pic mai departe. Domnul Ostalep, cum credeți dumneavoastră că poate fi combătut separatismul din regiunea transnistreană? Simplă întrebare. Simplă? Da. Da, cât e? 28 de ani, n-a reușit nimeni să rezolve. Eu sunt om foarte disciplinat și cu multe cerințe individuale față de fiecare om. Eu principala problemă văd în toate problemele pe care le are Chișinău, în însăși Chișinău.
Și iată, colegii au un punct de vedere asupra evenimentelor din 92, de exemplu. Snegur nu l-a văzut cu pistolul la cap. Semnez documentul acela. L-a semnat? L-a semnat. El e oficial? E oficial. El a încercat să ieșesc din trânsul. Nici o șansă. La acordul din cetare focului verificat. Da, el, nu există mecanism de ieșire. Eu în 92 avem 16 ani. Este un document care, ca în 2020, el există. Din punct de vedere legal, nu există un mecanism clar și bine stabilit, argumente ieșit, cum de ieșit din documentul ăsta. De asta toți politicienii... Și dacă Republica Moldova denunță, care e problema? Sunt probleme. Noi nici o emisiune n-a să ne ajungă acolo. Pot doar să vă spun că primii care să ne sugereze să nu facem chestia asta, să fie Statele Unite ale Americii. Pentru că dezlegem în mâinile lor. Multe dispus. Da, înțeles, ok. Este pe emisiune, dar adică chestiunea asta nu e simplă deloc. Și este evident că incomparabil capacitățile Moscovei din punct de vedere a experienței și ce a semnat cu noi în 92 și era Snegur atunci și înțelege în documentele care îi livră. Și noi deja ne znaem și ne-o băgat lui documentul ăsta. Că aici la Chișinău tot erau oameni care puneau pe masă. În timpul emisiunii de câteva ori m-am sugerat. Sunt oameni care pun document și dacă nu înțelege, îl semnez. Eu am înțeles, eu tot văd că dumneavoastră încercați să... Pentru că eu încerc să dau și alte... Nu cei ce de obicei vorbim noi prin studiouri, că numai acolo trău, știi, nu, dar ia haideți să discutăm un pic despre situația asta. Vina noastră și irresponsabilitatea și criminalitatea. Eu sunt acela care de decenii spun cheia soluționării conflictului este la Chișinău. Corect. Corect. La Chișinău. Deci ziceți dumneavoastră că sunt oamenii cei din eșalonul 2, 3, nu, undeva? Nu chiar așa. Care... Nu de noi vină că acolo este agentură. Nu și acolo. Nu în sensul ăsta. Deci e un complex întreg de probleme. Eu, pur și simplu, la rând le-a enumărat. Incompetență ca atare, lipsă de voință politică, lipsă unui... Eu, că dacă v-aș întreba, să luăm o foaie albă și scrieți în 5 specialiști din structurile de stat problema Transnistriană. La prima ați vă blocați, că să numiți vă vicepremier și gata. Pe care așa, pe pamete nu știu acolo. Dar ies nu știu, dar ce nu știți? De 30 de ani, noi trebuie să avem o clasă de specialiști care se schimbe din organizații non-guvernamentale, internaționale, locale, să-i cunoaștem, să-i vedem. Că doar asta noi nu-i chemăm la război. Bun. Oamenii ăștia nu trebuie să iasă numai că sunt puști, că sunt agenți, dar oameni care își generează sistematic idei, propuneri în economie. Tot ce mă întrebați azi pe noi, ne întrebați la rând, în fiecare din domeniile trebuie să fie specialiști care se propună. Dar idiunii se iau din pot. Din ce universitate îți pregătesc? Nu vreți să-mi spuneți? Haideți să discutăm un pic. Eu am sesizat, inclusiv în această emisiune, o tentație a dumneavoastră de a arunca cumva tot felul de apropouri în grădina SIS-ului. Și am văzut și pe internet azi când mă documentam. Eu, primul rând, să fac iarăși... de o mare perioadă de timp, nu? Da. Numai... Păi asta zic. Eu am sesizat și pe internet astăzi mai multe tentații de ale. Nu să propun, dar să se acuzați de crime deosebit de grave. Dar care-i treaba? Ce aveți cu ei? Eu, cetățean al Republicii Moldova, și eu trăiesc aici, și dacă eu văd că în ochii mei să comit crime deosebit de grave, e datorie mie despre asta să spun. Hai să vorbim despre dânsul. Eu acuz de o perioadă mare că în Serviciul de Informație și Securitate, de când a venit Iesa Ulenco și Gumeniuc la conducerea acestui serviciu, acolo se comit crime deosebit de grave. Și vă spun care. Începând cu abuz de putere, neglijență în serviciu, divulgarea secretelor de stat public, ei au creat zeci de telegram-canale care sunt plătite din mine și dumneavoastră. Da, aceste telegram-canale se ocupă cu, pe lângă dezinformare, cu propagandă politică în favoarea lui Dodon și, într-o doilea rând, îi denigrează pe oricare om cu punctul de vedere. Fac această precizare. Dacă persoanele vizate pot să ne telefoneze și să intre cu noi în direct... Cu mare drag, dar ei se ascund, ei nu știu cum e. Imediat o să vă spun numărul de telefon la care să ne sunați și intrați pentru dreptul la replică ca să beneficiați. Acum eu m-am adresat cu astfel de sesizări și la organele de drept. Mai mult decât asta nu pot spun, decât că unii lucruri au fost confirmate și de asta și-ați părieți pe acolo. Pentru că pe lângă ce v-am spus, eu abuz de putere și asta e făcut în grup, ce înseamnă grup criminal organizat, adică ei sunt mai mulți. Când eu vă spun despre Telegram, canalul ăsta nu e simplu, noi trebuie să plătim SIS acolo sunt mii de ofițeri, ei se ocupă cu cei care pe cale operativă adună informație și după asta denigrează pe oameni public. Asta e crimă deosebit de gravă. Ei denigrează? Anume ei, să stă ofițer SIS în birou, care se ocupă cu respectiva informație. Domnul Strep, asta a fost și pe timpul Plahotniuc în guvern,
era individul care lucra în guvernul, un consilier, nu știu a cui, și el de la calculator, și tu pe eu trebuie să ai, de la calculator de serviciu, el informa. Eu dar noi cu dumneavoastră când vorbim de ofițeri SIS, care trebuie să asigure securitatea statului, dar ei se ocupă cu asta, crimă și mai înaltă, în oricare alt stat. Dumneavoastră precizați că de când a venit Iesaulencu și cu Gumeniuc, da? Dar în perioada lui Plahotniuc, totul era ok? Eu pot să spun că eu am sesizat de când au venit ei concret, adică eu vorbesc despre persoană cu nume concret, cu anume lucruri, până anterior, evident că ele erau, mie mi-era greu să le ating. Erau mai profesioniști, acum sunt niște diletanți, probabil. Nu, deci... este altă chestie. Pe timpul lui Plahotniuc, chestiile astea, din câte eu pot să sesizez, erau făcute de organizații private care nu pot să-i atingi. E, fake site, e, nu știu cui. Eu așa cam am idei. Dar crima constă în aceea că de data asta de a se ocupă un serviciu special. Asta sunt lucruri absolut diferite. Când cineva e plătit la o persoană fizică și atunci când pe banii noștri asta se întâmplă și acolo rude cu mătri fini care s-au transformat într-o gașcă și pentru care aflarea mai departe la putere al lui Dodon. Asta e dela jiznii smerti, da. Dacă se duce el, se duc și ei. Da, numai o secundă, trebuie să anunț numărul de telefon la care cei vizați, vă rugăm foarte mult să ne sunați și să... Pentru că noi nu avem telefoanele celor de la SIS, nu știu cine iau. Nicio problemă. Aveți, aveți telefoanele? 022-101-121, vă rugăm foarte mult să ne sunați și să interveniți pentru dreptul la replică, domnul Nantoi, scurt. Da. Scurt. Domnul Stălep își expune viziunea asupra situației într-o structură cheie de stat care e responsabilă de securitatea țării. Da. Noi totodată constatăm că mâine pe mâine se împlinesc 30 de ani de când există problema aceasta și ea nu se rezolvă. Dar de ce ne mirăm că ea nu se rezolvă dacă e veridic ceea ce spune domnul Stălep? Cine în statul ăsta se ocupă de soluționarea problemei conflictului transnistrean? Eu am citat Constituția, articolul 66, punctul D, că în Parlament trebuie să fie o majoritate sănătoasă care să-și asume responsabilitatea politică pentru rezolvarea acestei probleme și să formuleze document politic să-l adopte, care să fie strategie națională, planul național, cum doriți, planul de acțiune, obligatoriu pentru executiv și călăuză pentru societate. Lucrurile astea lipsesc. Noi discutăm cine și cât fură, cine unde își bagă rudele la asta, în sistemul VAMAU, în funcții, deci cum structurile statului aservesc, deci puterea politică, deci asta e degradarea statului. Despre modul cum s-a exploatat această gaură neagră numită regiunea transnistreană, Transnistria, pe parcursul anilor s-a vorbit la nesfârșit. Despre modul cum s-a exploatat de către anumiți factori politici și de pe un mal și de pe celălalt mal. De asta, pentru mine, e important și ce spuneți dumneavoastră. E important, chiar vreau să văd dacă există o reacție și de partea cealaltă. Dar pentru mine e important și ce s-a întâmplat în perioada lui Plahotniuc cu acest serviciu. Evident că el cu baza s-a pus, evident. Evident, degradarea de atunci s-a pornit. 28 iunie 2017. Unde a fugit Jeni Șefciuc cu Nina Ștanski? Unde s-a refugiat? La Chișinău. Jizdan i-a păzit. Eu vă spun așa mai popular. Dodon, Plahotniuc și toată gașca asta care acum e la guvernare, nu este altceva decât o ambrozie pe pământul moldovenesc. O ambrozie, știți, planta asta... Știu, care florește într-o săptămână. Da, planta asta parazitară exportată din exterior, da. O ambrozie care trebuie lichidată, nimicită, prin orice căști cu orice mijloace, ca să vină o clasă politică normală și să putem să rezolvăm acele întrebări care le-am discutat azi. În perioada lui Plahotniuc, în ce relații erau, din ce știți dumneavoastră, în ce relații era Victor Gușan cu Plahotniuc? Nu, eu asta nu cunosc. În anul 2009, Victor Gușan a zburat cu avionul personalului Plahotniuc, RISM de investigații. Deci ei au lucrat cumva. Asta era business comun. Ce? Vorbim despre 5 plus 2? Asta era business. E de mult, deci business de miliarde, care deci, durează 3 decenii. Dar despre relația fraților Mijinski, în această în intermedierea acestei relații dintre Gușan și Plahotniuc. Dumneavoastră tot nu știți nimic. Eu doar mă expun întotdeauna când eu pot să probez. Despre asta eu am citit în presă ce spuneți dumneavoastră, că este un frate acolo. Mai mult decât asta eu chiar nu cunosc.
Nu, eu tot nu mă ocup cu investigații, dar eu văd consecințele. Statul degradează, pe ambele maluri ale Nistrului au apărut multimilionari din contul sărăcirii populației și degradării statului. Înțelegeți? Da. Și aici pot eu, mă iertați, să dau deja ca probatoriu lucruri care sunt interesante. Este când eu cum mă ocup de subiectele astea. Eu am aflat că în 2017-2018 în Găgăuzie a fost semnat de Uniunea Europeană un proiect de asistență pe 3 milioane de euro. Deci actualul director la Moldova Gaz era semnat și el coordona într-un fel proiectele astea. Acum, iată, eu primesc materiale, pot să le arăt oricui, din care reiese că a dispărut 1,5 milioane de dolari de acolo, de euro. Ofițerul SIS care se ocupa împreună cu Ceban atunci, oricare Cuzmin, de regiunea Găgăuză, astăzi este consilierul lui Vadim Ceban la Moldova Gaz. Și tot el, e cel despre care eu vorbesc, că creează 5-6 telegram canale unde este răspândită informația care constituie secret de stat și denigrează oponenții politici lui Dodon. Asta sunt crime atât de grave, pentru că conducerea SIS știe despre asta. E și o legătură acolo. Uitați-vă, în 2017, dumneavoastră ați fost într-o comisie formată de Dodon, privind reforma concepției securității naționale. Așa ședință nu a avut loc niciodată, eu am aflat despre foaia Șeniu. Împreună cu domnul Gumeniuc, da, care îl tot pomeniți. Eu vă expun, foaia Șeniu a venit prin poștă acasă, eu pe dânsă niciodată în viață nu i-am văzut. Adică eu, așa, comisie nu a fost niciodată. Dar cum ați ajuns acolo? Habar. Dar nu v-au întrebat, omule, vrei să devii membru al acestei comisii sau nu? Nu, e că așa au trimis o foiță și eu am primit-o acasă, dar ședința aceea nu a avut loc niciodată și nici s-a adunat niciodată. Deci, vedeți vreun rezultat, poate? Dar da, dumneavoastră, ați văzut documentul în care dumneavoastră... Eu vă spun că eu am primit foaie și e acasă. Nu știu. Decretul lui Igor Dodon. Da. Și dumneavoastră nu v-ați dat acordul pentru ca să... Dar ce trebuie eu să fac? Să le scriu scrisoare, că ia că ne-a dat un ordin, l-a întors înapoi prin document, dar foaie și ei trebuie să scriu. Scoteți-mă de acolo. Dar ei nici s-o adunau niciodată, asta era o formalitate. Și nu înțelege asta. În 2017, când Dodon a depus flori la monumentul cazacilor din Tiraspol, noi am hotărât veteranii să nu-i permitem să depună flori la Maica Îndurerată la 9 martie. Am fost filați, am fost ascultați, a doua zi am fost chemați la direcția 5-a vestit sau a 6-a în Ministerul de Interne și ne s-au intitulat dosar penale pentru că nu pregăteam nu știu ce acolo. Dar imediat, adică prompt au reacționat. Că noi am vrut să blocăm ca să nu pătrundă Dodon să purce monumentul. Adică ei reacționează foarte prompt. Ei au informații foarte prompt. Atunci când întreb lor, cum a spus domnul Ustăleb, ca să împiedice și opoziția și oamenii care îi încurc pe ei, să-i blocheze, să-i intereseze dosare penale. Acum suntem trăiți prin procuratură, pe la poliție, toți colegii noștri. Abia peste jumătate an, de la 2 martie, acum s-au trezit că noi am călcat ordinea publică. Unii din veterani care au blocat străzile. Asta a fost o măsură. Eu v-am întrebat, domnule Ustaleb, de această comisie, pentru că din informațiile care au ajuns cumva la urechile noastre, dumneavoastră ați ajuns acolo pe linia lui Plahotniuc, cumva ca să fiți infiltrat în tabăra lui Dodon. Prostiile este le vorbește Dodon, deoarece eu vreo an în urmă, categoric, care a refuzat să mai discut cu dânsul. Și el de tot ce răspândește zvonuri de tip. Eu am primit 20.000 de dolari de la Plahotniuc. Deci, cu același succes, despre care despre s-a spus. Când, și circumstanțe, pentru ce eu le-am primit? Da, dumneavoastră, cu dumneavoastră, după ce a fugit Plahotniuc din Republica Moldova, v-a propus cineva vreodată, sau s-au gândit cineva să vă facă director la SIS? După ce a fugit Plahotniuc din Republica Moldova? Eu știu despre așa discuții, că s-au adresat niște ziariști, asta eu cu nimeni n-am avut așa discuții niciodată, asta e invenție. Ca să vă spun prostiile este care îi inventează despre mine. Că eu, când s-au întâmplat evenimentele este anul trecut, eu nu eram în Republica Moldova. Ca SIS-ul să lăsez acum zvonuri că în ziua respectivă eu am fost 10 ori la Plahotniuc. Eu nici măcar nu eram în Republica Moldova. Am înțeles. Este adevărat că fratele dumneavoastră are o firmă administrată de Zubic? Este adevărat că dumneavoastră, mă bucur că mă întrebați, eu n-am alte posibilități, este adevărat că fratele meu deține companie respectivă de vreo 10 ani. Eu a fost preluată de la un fost colaborator în Ministerul de Interne și ea absolut nu, și practic nu funcționa. Recent a fost reanimată în 2000. La inițiativa mea personală. Fratele meu nu are nici cu asta. Deci anul trecut, eu personal i-am propus fratele meu... Deține 100% din pachet. Da, asta e proprietar. Dar eu personal i-am propus lui anul trecut o echipă de oameni pe care eu consider cum scade și pe care eu îi cunosc personal, din 10 oameni,
conducători, în frunte cu generalul Zubic, ca să preiei conducerea acestei companii. L-ați propus pe Zubic? Eu personal, fratele meu. Da. Care este legătura cu Plahotniuc, eu nu văd, pentru că Zubic e un profesionist care și trebuie să dispară după asta. Se zice, domnule, că Zubic, așa? Sau ceea ce a aparținut cândva Argusului, toate pârghiile care erau și toate presupusele interceptări care se făceau, au migrat cumva spre această firmă despre care noi discutăm. Vă imaginați cum arată tehnica despre care dumneavoastră vorbiți acum? Adică cum asta... Eu, da. Adică eu știu că dumneavoastră n-ați faceți asta, dar eu personal vă invit într-o zi și mergem și ne uităm fizic unde se află și sediul companiei și vedeți pe toți la față. Asta nu înseamnă că la sediul companiei se întâmplă toate lucrurile interesante. Nu, dumneavoastră n-ați vedeți despre ce vorba, a să vă descrească, adică, ideea cam ce e acolo. Asta e cum o exemplu. Discutăm pentru concluzie, avem timp. Nu mai avem timp. Eu am vrut să spun că avem nevoie de alt președinte și altă clasă politică. Asta deja... Nu suntem de acord, asta deja decid telespectatorii noștri prin buletinul de vot pe care îl vor strecura în urnă pe 1 noiembrie, dacă nu se anulează alegerile. Bun, asta a fost, eu vă mulțumesc tare mult, a fost ultima emisiune din acest sezon. Noi ne revedem în septembrie cu alți invitați, alt decor posibil. Vedem ce se întâmplă. Vedem, da? Numai bine, sănătate!